Antenei, maestrul Ion Cristoiu, care a scris foarte multe articole pe blogul său în această perioadă în legătură cu dedesubturile acestei afaceri. Bună seara, maestre! O să reau o parte din comunicat, înțeleg că n-ați apucat să-l vedeți. Nu știu, sunt la bibliotecă. Nu înțeleg, mă gândeam că sunteți la bibliotecă. Iată, SRI-ul rupe tăcerea și vine cu un comunicat în care expresia cheie, dacă vreți, este că domnul Florian Coldea e pus la dispoziția directorului SRI Eduard Helbig și din acest moment atribuțiile sale sunt preluate de domnul Helbig. Probabil că există un dosar penal în care s-a pus deja mișcarea penală. Pentru ce e pus? E pus în general, să spune și de ce. S-a constituit o comisie specială de verificare a eventualelor încălcări ale legii sau deontologiei profesionale. Până la finalizarea verificărilor, domnul general locotenent Coldea este pus la dispoziția directorului potrivit prevederilor legale, iar atribuțiile sunt preluate de domnul Eduard Helbig. Asta e cheia, dacă vreți, din comunicat. Cheia este de ce a fost pus la dispoziție. Deocamdată nu putem spune că domnul Coldea a fost dat afară. Putem spune că a fost suspendat potrivit procedurilor cât durează verificarea acuzațiilor sau dezvăluirilor domnului Sebastian Ghițe. E foarte importantă precizată asta. Ei au o comisie de... Sigur, important, interesat e că de ce n-au anunțat asta acum 3 zile. Păi de ce oare? Au așteptat, că doamna avocat aici în platou spune că puteau și pe prima fotografie apărută în spațiul public să facă o astfel de comisie. Nu, n-am spus asta. Cu ursul sau cu noi? Țineți cu ursul sau cu noi? Vă întreabă domnul Cristoiu, doamna avocat. Nu știu cine e ursul. Spuneți-mi cine e ursul și vă răspund. După ce îmi spuneți cine e ursul, cu dragă inima vă răspund. Nu, n-am spus asta. Am spus în felul următor, că acea anchetă disciplinară trebuia efectuată imediat după ce apăruse prima fotografie unde era Sebastian Ghiță, probabil, cu Laura Codruța Chioveși, cu Florian Coldea și cu șeful antenei SIA la București. Păi... Haideți să o gândim un pic și românește. Iar punerea la dispoziție, în general, și cu asta am încheiat, punerea la dispoziție a cadrelor militare, că și domnul Coldea este tot cadru militar, se efectuează în urma... nu în urma demarării unei anchete disciplinare. Nu pui o persoană credeți? La dispoziție Bun. Pentru o cercetare okay. disciplinară. Da, haideți să ne auziți și pe domnul Cristoiu, că noi mai avem timp să discutăm. Și am mai discutat. Este începută urmărirea penală. Bun. Se poate să fie și asta, domnule Cristoiu? Să se fie... Nu. Interesant, de-aia am glumit cu ursul. Am întrebat asta deoarece domnul avocat a sesizat un lucru foarte important pentru tot ce se întâmplă, că nu se întâmplă nimic întâmplător. Deci e foarte interesant că conducerea SRI n-a făcut această acțiune atunci când a apărut prima fotografie. De ce? Este o operațiune cerută potrivit regulamentului, câtă vreme o comisie de verificare a ce s-a dat în spațiu public confirmă sau infirmă. De exemplu, noi știm de la domnul Sebastian Ghițe ce s-a întâmplat în Seychelles. După părerea mea, lucrurile sunt mai complicate, având în vedere că domnul Sebastian Ghițe era coleg de unitate cu domnul Coldea. Mai multe nu pot să spun. Deci domnul Ghițe nu s-a dus acolo în calitate de om de afacere. Asta vă spune 100%. Potrivit CV-ului, nu. Păi, dați un pic. Dacă mă lăsați, m-ați căutat domnul Barbu și vă rog, vă rog. Dacă vreți mă confundați cu Monica Tatoi, eu închis. Nu vă confund, domnul Cristoiu, nu vă deci confundă niciodată, nici n-am cum. O dată că domnul Sebastian Ghițe era colaborator sau ofițer acoperit al SRI. Punct. Atunci, nu ca să-l apăr pe Coldea, dacă noi nu luăm în calcul această realitate pe care Ghițe o eludează în mod normal, pentru că nu poate să spună fără să încalce siguranța națională și să se mai încalce cu încă o chestie, avem o discuție stupidă. Un Sebastian Ghițe care i-a corupt pe Codruța Chioveși și pe șeful operațiunilor din SRI cu vacanță în Seychelles. Eu am spus că cei de la SRI trebuie să verifice și această ipoteză. Pentru că deplasarea domnului Coldea, potrivit regulamentului, este consemnată înainte de a pleca în străinătate, într-un raport. Acolo, hârtie spune, subsemnatul plec cu soția care și-a general, în Seychelles, nu știu, în care petrec vacanța sau am o operațiune împreună cu domnul Chiț.
Dar e foarte important ce spun eu. Dacă această operațiune se declanșa de prima dată, în spațiul public nu se mai adunau atâtea lucruri negative despre Coldea. Sunteți de acord? De acord. De acord. Păi, ați venit la șmecherie. Și pentru Serviciul Român de Informații. Deci, cu alte cuvinte, opinia dumneavoastră este că, într-un fel, Serviciul Român de Informații sau o parte a lui, prin acest demers, găsește o portiță să scape de domnul Coldea? Dumneavoastră. Eu l-am întrebat, atâta. Nu știu. Păi nu, domnul, am spus numai atâta. Operațiunea pe care ei au făcut-o astăzi este o operațiune absolut normală pentru orice serviciu și ea trebuia începută de când a fost prima acuzație, prima. Dacă se începea atunci, toate acuzațiile ulterioare ale lui Chiță, e o comisie care verifică. Nu mai are o atâta impact. Doi, vă atrag atenția asupra altei nebunii. Domnul Coldea, fiind, doamna avocat vă poate confirma, fiind ofițer, nu poate să iasă în spațiu public fără aprobarea lui Helvic. Corect. Păi nu, stați un pic. El nu poate ieși, dar Helvic de-abia acum a dat comunicatul. Nu știu dacă ați înțeles. Bun, am înțeles exact. E interesant. Ca de obicei, că sunteți isteți. Bun. Ați înțeles șmecherea. Da. Se prefigurează această idee că scandalul s-a menținut ca să escaladeze atât de mult încât la un moment dat domnul Coldea să nu mai vă încotro. Asta înseamnă o ecologizare a SRI? O activitate a protecției interne, din opinia... Dacă vreți să mă întrebați pe mine, nu mă așteptam la această suspendare. Dar la ce vă așteptați? Să se pună Batista pe țama? Mă așteptam, la un răspuns al SRI în apărarea lui Coldea. Eu nu mă așteptam. Păi eu spun că eu nu mă așteptam în sensul că ședeam și confecționam nasturi la cămașă. Păi stați un pic, atunci haideți să vorbim despre Ghiță. Dacă Ghiță mai știe niște lucruri... Domnul Barbu, eu când spun că mă așteptam, spun că un om bine informat. Am înțeles, da. Dar atunci există această întrebare. Poate domnul Ghiță mai știe niște lucruri și mai există episodul 8, 9, 10 în care... lucrurile ar fi escaladat puternic și poate după această decizie domnul Ghiță nu mai vine cu respectivele informații în spațiul public. Nu, și chiar dacă vine mare impact, după părerea mea, țineți cont și de faptul că domnul Claus Iohannis a fost informat și a fost de acord. Păi, există și informația că domnul Claus Iohannis l-ar fi chemat pe domnul Coldea. Cum adică l-a chemat să-i spună Florian, asta e viața? Chinion. Domnul Traian Băsescu a scăpat în 2006, mă țineți minte, de toată conducerea SRI, parchet, fie cu apăcerea cu fuga lui Haisa, da? Da. Ce noroc, ce înseamnă să fugă unul. Așa, spre deosebire de Traian Băsescu, Claus Iohannis este dator până în gât domnului Coldea. Mă rog, n-are nicio să povestesc de ce. Am înțeles. După părerea mea, când am zis domnului Traian Băsescu în direct la B1, că mie mi se pare că și președintele știe ceva din această poveste, că eu o să iasă la iveală și eu, un adversar al conspirațiilor, o să contribui și eu la scoaterea adevărului, se va vedea că a fost o operațiune. Rezultatul acestei operațiuni este un lucru la care eu nu mă așteptam. Eu mă așteptam ca chiar și cu întârziere, mai țineți minte că domnul Marincea a răspuns ceva ambigu, că se verifică deocamdată. Se face o evaluare, a spus domnul Marincea. Faptul, cum spune doamna avocată, că nu s-a dat de prima dată, este obligatoriu să face această acțiune de prima dată, pentru că e o acuzație și încep niște proceduri interne. Pentru ca procedurile interne să pară credibile sau să fie credibile, trebuie să o suspensi pe domnul respectiv, da? Faptul că s-a așteptat atâta este ceva suspect în acest punct de vedere. Nu e suspect deloc, domnul Cristoiu. Au lăsat să se acumuleze o masă critică negativă care să nu mai poată fi contracarată de nimeni. Uitați-vă toată ziua de astăzi cum presa binomului deontologii
Cala comandă, îl calcă în picioare pe Colde. Nu știu, zău nu, eu sunt în plătecă. Da, m-am uitat dimineață. Da. Deci au lăsat să se acumuleze. Pentru că dacă săreau din prima, da, domne, gata, sigur, anchetăm. Corect, așa e, da. S-ar fi borșit. Așa n-are cum să se mai borșească. La revedere. O întrebare, domnule Pistoiu, haideți să vorbim un pic, dacă eu, ca și informațiile momentului, duc spre, cu gândul spre un scenariu bine pus la punct de la început. Credeți că dispariția domnului Ghiță face parte din scenariu sau s-a întâmplat să dispară domnul Ghiță și scenariul a plecat după ce Ghiță a ieșit în public cu niște înțeleg informații? Înțeleg că e domnul Curea în cunoaște. Da, eu sunt, da. E bine, dânsul e specialist ca și mine, nu atât de bun ca mine în servicii. Eu sunt cel mai bun. Evident. Am dat în boala a lui Citi pe care. Deci, ascultați-mă un lucru. Vă rog. Încă o dată, în Seychelles, domnul Coldea era coleg cu domnul Ghiță. Punct. Deci nu prieten de familie, coleg. Am înțeles. Coleg. Da. A fost o operațiune pe unitate, dacă vreți să mă înțelegeți. Așa. La acea operațiune, țineți-vă bine, au mai fost niște persoane pe care domnul Chită nu le spune. Deci, dacă ați observat dumneavoastră, din cele 7 dezvăluiri, sunt decupate niște persoane. Una din persoanele decupate în fiecare dezvăluire este domnul Maior. Ați observat, sper. Da. Doi. În multe din dezvăluiri este, am mai spus, a domnul Curea înțelege, a fost atrasă CIA-ul. Eu nu cred acum că era șeful antenei CIA și de-a toată ziua de vorbă chiar cu un ofițer precum domnul ăsta Ghiță. Dar atragerea de posibilitatea unor oameni de la Washington să zică, bă, avem o problemă acolo în România. Cum, uite, mă, oamenii noștri, CIA-ul, ce dacă sunt implicați în tot felul de scandaluri de acolo, ați înțeles? Da. Deci, eu spun atâta lucru. Nu sunt ca un dușman de moarte al conspirațiilor, sunt obligat să atrag atenția că domnul Ghiță elimină factorul cel mai important, și anume că el era de-al lor. În momentul în care spunea că e de-al lor, o să înțelegeți un lucru foarte important. În acel moment și executarea lui Vântu nu mai apare ca un capriciu al doamnei Chiobi, ci te apare ca o decizie a statului mafiot. Nu știu dacă înțelegeți nuanța. Se înțelege perfect. Pentru că... Deci una este ca operațiunile făcute de Ghiță, inclusiv împrietenirea cu doamna Chiobi, și o să risc spunând asta, au fost misiuni. Și atunci avem de-a face cu un cutremur destul de mare, adică avem de-a face cu un stat care face lucrurile astea. Sau cum spune domnul Chiță, minimalizând, da, era pe acolo, eram prieten cu Codruța Chiobi și îmi plăcea de ea și am zis să o ajut să o radă pe Vântul, nu-i așa cum vi se pare? Nu, așa e, domnul Cristoiu, a avut misiune clară. Și în privința, în privința doctoratului, a avut misiune clară. Nu l-a apucat pe el să-i aranjeze doctoratul lui Chiobeși. În privința aducerii lui Popa în țară, păi aia a fost o operațiune specială de mare învergură. Corect, nu a fost a poliție. Nu a fost a poliție. Iar Popa a fost extras de acolo. Aia a fost o operațiune complexă. Nu, Popa, vă dau eu o știre. Popa, nu numai că a fost extras, a fost atras. Sigur că da. În capitală. Păi atras, el nu era în capitală. A fost atras din Bali în capitală, da, și pe aeroport râdea. Era vesel. Nu cred că credea că se duce la muieri. Corect. Asta e. Bună observație. Asta e. Deci, apropo de muieri și punem lucrul acesta în ghilimele, domnule Cristoiu, eu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Să presupunem că, într-adevăr, și eu aș înclina să vă dau dreptate. Era un... domnul Ghiță era un apropiat al serviciilor, dacă nu cumva ar fi făcut parte din ele. Doi, poate primi Sebastian Ghiță o misiune, dar în misiunea aceasta trebuia să interacționeze cu anumiți, eu știu, cetățeni care ar fi trebuit să-și respecte profesia. Dacă doamna Laura Codruța Chioveși și-ar fi respectat deontologia profesională, dacă
O altă doamnă, procuror, Alina Bica, și-ar fi respectat deontologia profesională. Credeți-mă că misiunile acestor domni erau eșuate. Da. A, Doamne ferește, să se ne lămurim. Sigur, domnul Cunea a citit ca și mine rechizitorul. Rechizitorul, în cazul cuvântului pe care voi scrie și la care, când am, de câte ori îl citesc, râd ca la un text de Hașec, este semnat de domnul Iacob, care este șeful secției, era șeful secției urmărire penală și este contrasemnat de codul Teachiovi și sunt întru totul de acord că asemenea operațiuni ale statului mafiot, statul, nu puteau fi făcute decât cu niște oameni fără caracter. N-am nimic împotrivă, asta sunt de acord. Inclusiv Chiț era unul fără caracter, dacă ar fi tot omul. Zice, cum adică păi dacă el era în misiune, atunci avea caracter, el își îndeplinea misiunea. Dar mai e o chestiune acum, nu știu, eu pot spune așa. Poate nu știm chiar toți colegii de unitate, nu? Da. Că e și asta o întrebare. Poate mai erau colegi de unitate și prin alte zone, domnule Cristoie, adică nu doar domnul Ghiță, cum spuneți dumneavoastră. Dar n-am timp de el. Eu am spus, am vrut să aduc această discuție și cred că trebuie să o aducem. Ea este, deci, de când a început dezvăluirile, este pe ideea unui domn care e prieten cu alți doi domni, o doamnă și cu un domn, sunteți de acord, prieten și fac tot felul de aranjamente, la ideea că acești nici Ghițe, nici cei doi nu acționau decât la comanda comandantului suprem, punct. Vreau să încercăm să ne gândim, poate e doar o pură speculație, dar pe datele pe care le avem acum, credeți că scandalul, sau mă rog, videoblogul domnului Ghiță va înceta după ieșirea din... Nu, domnul Barbu, profeția mea este următoarea. După 1989, domnul Curea, care lucra cu mine la Zigzag, știe, tot sistemul comunist a încercat să se salveze aruncând vina pe tovarășa. Mai țineți minte? Exact. Eu eram mai mic, dar am prins. Nu. Ori era aperant. Sistemul crease, hai să fim serioși, sistemul a creat pe Ceaușescu și sistemul i-a dat lui Ceaușescu pârghile. Acum am impresia, și o să vedeți că așa este, că se încearcă încărcarea cu maximă responsabilitate prin operațiunea lui Chiță a două persoane ca fiind răul, ca fiind responsabile de tot ce a făcut sistemul. Sunteți de acord? Cele două persoane fiind Chioveși și Coldă. Așa, ele sunt înlăturate și vor veni doi tipi. Nu-i așa? Păi așa e normal. Sau un tip și o tipă. Păi sistemul se salvează. Păi nu, noi eram, sistemul e bun, dar au fost ăia și dacă vin ăștia doi... Dar nu numai atât, domnul Cristoiș, noastră sunt, știți, istorie zdravă de tot. Da. Istoria omenirii este plină de Coldea și de Chioveși, care după ce își execută niște misiuni jegoase, să mă ierte telespectatorii că corect, folosesc cuvântul ăsta, domnule, după aia sunt luați ca buretele și să șterg urmele chiar cu ei, cu cadavrele lor. Nu se întâmplă nimic nou. Toată istoria omenirii plină de asta. Eu spun că în cazul de față, noi nu am spus de nenumărate ori, contrazicându-l pe Traian Băsescu, că noi nu trebuie să înlăturăm cei care mânuie pâta, ci pâta. Absolut. Ori de... Poftim? Absolut. Absolut despre asta. Că dacă noi nu facem niște legi și nu schimbăm codul penal și nu ne uităm și nu... Și dacă serviciile de informații nu sunt puse la punct, la modul la care să nu mai poată, orice dement ar ajunge în fruntea lor, serviciul să nu mai poată să execute ordine demente. Corect, da. Și dacă elimini povestea cu denunțul pentru fapte de acum 20 de ani și toate astea, sigur că da. Atunci să vedeți că nu mai este. Adică dacă se elimină o serie întreagă de măsuri care au creat posibilitatea abuzurilor, atunci și dacă vine Hitler în fruntea sistemului, nu poate să facă pentru că nu mai are sistem. Asta este problema pe care trebuie să o punem noi. Nu că schimbăm doi oameni. Bun, și vin alți doi oameni care sunt la fel. Uitați-vă la CSM. Ei, și o venit alta care e la fel. Păi și se încearcă atunci acum... Eliminarea bâtei sau eliminarea, nu știu. Purtătorilor de bâte. Deci pentru mine, eu eram în bibliotecă, știrea care mi-a
dat o mură, că l-a suspendat pe domnul Coldea, m-a surprins și am căzut pe gânduri. Nu este suspendat, este pus la dispoziție. Păi, e ceva mai mult. Asta da, e corect. Mai mult. Da. Bun. Da. Și foarte important, cu atribuțiunile nu preluate date altui locțitor, atenție, ci preluate chiar de Helvig, domnul Cristoiu. Că ar fi putut foarte bine ca atribuțiunile astea să fie date unui alt locțitor, că îți destui acolo, nu? Corect. Deci în momentul de față, Helvig este șeful operativ al SRI. Așa, am înțeles. Și atunci poate să rezolve multe lucruri. E da. Da. Mulțumesc tare mult, domnule Cristoiu, pentru intervenție și...